Bună tuturor. Eu sunt Rojin și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă vorbesc despre o nouă obsesie parfumată. Da, obsesie. Obsesie deoarece azi este luni, vineri, sâmbătă, duminică, luni, a patra zi în care eu port acest parfum. Pur și simplu mă obsedează. Haideți, ca să nu vă mai țin în suspans, vă arăt întâi um, prima variantă în care eu l-am achiziționat. Varianta de 10 ml, un decant de pe Dubai Collection, iar parfumul se numește Oh Boy. Și într-adevăr, parfumul ăsta este oh boy. Deci, nu. Parfumul ăsta va fi cu siguranță parfumul meu semnătură în această vară. Haideți totuși să vă arăt mai departe și cum a venit el. Pentru că, bineînțeles, acest decan de 10 ml este perfect pentru poșeta mea toată vara. Și l-am achiziționat și în varianta mare, aceasta este cutia lui, așa vine, da. Autobiografii, o oh boy, Peris da. Iar sticluța este o superbitate. O superbitate, o superbitate. Foarte atent, lucrată, foarte, foarte grea, calitativă. Nu știu, nu știu. Capacul acesta în formă de coroană. Da? Și vedeți cât am consumat din el, da? Ceea ce mie nu prea mi se întâmplă să folosesc același parfum mai mult de două zile. Da? Astăzi este a patra zi. În care îl pulverizez Și nu mă mai satur de el Haideți întâi de toate Să vă spun notele Cu toate că le puteți găsi pe site-ul celor De la Dubai Collection Dar să știm pe ce vorbim Avem note de vârf Citrice, lămâie, bergamotă Mijloc, iasomie Lăcrămioare, fructat Iar în baza avem Paciuli, ambră și mosc Pentru cele ce nu sunt într-o relație de prietenie cu, cu nota de paciuli. Nu este acel paciuli um, cu tente pământii, cu is de fructe, de fructe, cu is de frunze uscate, noroite. Nu. Nu vă temeți, chiar dacă are paciuli în bază, nu este paciuli acela urât. Haideți să pulverizăm. Bine, eu oricum deja sunt dată cu el de azi de dimineață, dar mai pulverizăm o dată și îl voi pulveriza direct pe piele, deoarece, mă repet, și așa îl port, nu amestec niciun parfum. Înainte de toate, nu știu cât vedeți voi, însă pulverizatorul e. nu știu. O, dată Doamne Dumnezeule! Uh. Um, autobiografii ar fi gama ușor de nișă din ceea ce am citit eu acelor de la Paris Corner și într-adevăr și mirosul în sine, încă o dată, prezentarea, absolut totul, totul este la superlativ. Acum mirosul. Se deschide uh, floral fructat, ușor gurmand. Um, ușor pudrat, aș putea spune, nu știu de ce mă duce așa cu gândul la ceva gurmand, dar în același timp o, o tentă pudrat. Dar, Parfumul ăsta are un mare dar. În momentul în care îl pulverizați, în decurs de vreo. Bine, acum din propria mea experiență, ce, ce chimie are cu PH-ul meu. Atunci când îl pulverizez, timp de vreo 3 ore, în jurul meu, bula de parfum creată are, are tenta aceea floral-fructată. floral fructat cu tentacea gurmandă. În schimb, în momentul în care miros pielea, simt citrice. Da? Deci parfumul ăsta este un parfum cameleonic pentru mine. Pe pH-ul pielii mele, așa reacționează. În jurul meu se creează um, se creează un balon de parfum floral fructat, în schimb, pe piele simt citrice. Eu nu sunt într-o uh, relație de love cu citricele, însă citricele din acest parfum nu duc înspre zona aceea. Um, ați văzut și cu multe dintre voi cu care am mai vorbit, parfumurile cu citrice vă duc și pe voi într-o zonă de um, soluții de curățare, ca să zic așa, soluții pentru îngrijirea casei, Citricele, acele astringente. Nu, aici e vorba de cu totul altceva. Aici simt o lămâie dată prin zahăr, ca să mă exprim așa. Nu este listată nota de zahăr, dar e una așa, nasul meu așa, așa percepe. Sunt citrice ușor îndulcite. Uh, ei spun că este un parfum unisex. Și eu susțin, sunt de aceeași părere l-a purtat și soțul meu. L-am ascuns repede să nu-l mai poarte pentru că nu, eu nu împart parfumurile. Așa. Și pe el, pe, pe hașul pielii lui, la fel. Se simte um, cu o notă ușor mai fresh decât la mine, cu un subton fresh, îl percep eu. În schimb, pe pielea mea și complimentele, pentru că, da, cred că este singurul parfum din colecția mea cu citrice în compoziție, care pe mine are efect de magnet de complimente. Foarte complimentat este acest parfum. După cum v-am mai zis, l-am purtat în decurs de patru zile deja și mama, în primă fază, cum l-a simțit, cum fiartă pe el și așa că asta este cutia mea. Mai avem una sigilată, cadou pentru mami. Și după cum vă spuneam, cu siguranță acesta va fi parfumul meu de vară. Merge foarte, foarte bine pentru timpul de acum, dar la vară, nu știu de ce, tind eu să cred că abia la vară își va dezvolta la maxim potențialul pe care îl are. Un parfum floral, fructat, gurmand. Dacă sunteți amatoare de parfumuri floral fructate, um, merge să luați blind. Eu am luat 10 ml de curiozitate, dar oricum ăsta și așa, oricum toate variantele, de fapt variantele astea de 10 ml de pe Dubai Collection sunt perfecte pentru poșetă, pentru ghiozdan, cu toate că acest parfum nu necesită reaplicare. Pe pielea mea am prins undeva la 7 ore, iar pe haine până a doua, a treia zi. Deci chiar nu aveți probleme cu genul ăsta de, de parfum tot așa am intrat într-o mică febră a Și tot storcându-mi creierul cu ce să combine acest parfum, am văzut-o pe site-ul celor de la Dubai Collection, acest body mist. Nu prea. Hai. De la Dion, Dion London, Refreshing Body Mist, 300 de mililitri, Spune aici că ar fi fabricat în Anglia, iar eu l-am ales pe cel cu miros de gref și nectarină. Și pulverizatorul de la acest body mist e super, super, super. Da. Da. Grefruit cu Completat de parfumul dulce, suculent, cărnos de nectarină. E o nebunie. Iar astea două împreună, cu siguranță, vor fi băute, cum spun eu, în vara aceasta. Se completează foarte bine, unul pe celălalt. Și automat, făcând layering, capacitatea parfumului, performanțele parfumului, vor fi, vor fi amplificate. Hai să punem și asta peste. Dar, o, oh, Doamne! Pur și simplu, jur, nu, deci nu mă mai satur de parfumul ăsta, cu toate că nu, parfumul ăsta, normal, dacă stau bine, să mă uit la, la note, nu, n spune că face parte din categoria mea preferată. Eu sunt pe uh, gurmandele acelea opulente, tutun, uh, note orientale, adică cu totul altceva. Autobiografie Oboi este acel parfum curat, uh, acel parfum uh, fresh, solar, vesel, fix ceea ce, ceea ce avem nevoie cu toate pe, pe timpul verii și nu numai. Nu, este superb. Super. Și în plus de toate, uh, repet, ce m-a năucit pe mine, ce m-a cucerit, faptul că în jurul meu se simte fructat, fructat gurmand, da? iar în momentul în care miros pielea sau miros uh, haina mai îndeaproape, uh, simt citrice pur și simplu cum ar fi date prin, uh, prin zahăr. Este o, o încântare, o încântare pentru simțuri. Dacă nu l-ați încercat, dacă tot așa nu sunteți ca mine mari fane parfumuri floral fructate, puteți lua și voi varianta de 10 ml, cum am luat eu în primă fază. Iar dacă sunteți iubitoare de parfumuri floral fructate cu o atingere citrică, parfumuri fresh, parfumuri din zona aceea clean, da? îl puteți lua categoric blind buy. Da, este unisex întru totul. Mă mai gândesc dacă îi cumpăr și soțului unul cadou, cu toate că el își dorește foarte mult altul pe care eu deja l-am achiziționat, însă nu vi-l prezint în acest clip. După ce îi voi da cadoul, îl voi fura, oricum îl voi fura să-l și folosesc pentru că îmi place și acela și mi se pare și acela un unisex perfect și vom face un clip separat pentru el. Până una alta ne rezumăm la autobiografii Oboi oh și mistul de la Dion cu nectarină și grapefruit. Dacă sunteți fane Lering, Badimistul ăsta de abia aștept eu vara. O să ziceți că sunt nebună. Dar mi iau câte un badimist și pur și simplu îl țin în frigider. Iar în momentul în care ies din duș, după ce mă dau cu loțiunea de corp, scot badimistul din frigider și așa îl aplic la rece. Ok. Cam atât pentru astăzi. Un clip mai scurt. Dacă îl aveți, dacă aveți acest parfum autobiografiu, boi, lăsați-mi și mie părerile voastre în comentarii. La fel, dacă sunteți în sfera aceasta de parfumuri floral-fructate, mai dați-mi câteva idei. Nu știu, cu toate că nu. Ce am testat nu prea m-au nu prea mă prind pe mine astea floral fructate. Și la fel, dacă mai aveți alte variante de la Dubai Collection în formatul acesta de 10 ml, eu mai am câteva, <coughs> îmi cer scuze, poate o să facem și un clip dedicat cu toate decanturi, că deja asta nu mai este mostră, este variantă travel size sau decant de pe Dubai și să facem un clip dedicat cu ele. Nu știu, vedem. Oricum, suntem și în săptămâna mare. Vedem cum uh, reușim să împărțim timpul și pentru filmat și pentru activitățile casnice. Dar asta deja intră într-o altă categorie de discuție. Dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc. Dacă nu v-ați abonat deja canalului meu, de YouTube și doriți să o faceți, vă mulțumesc și până data viitoare să mirosim frumos cu bani puțini.